România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Un eveniment cu totul excepțional s-a întâmplat în această dimineață în Biserica Ortodoxă Română. Unul care arată că în cea mai mare instituție sau într-una dintre cele mai mari instituții de la noi și cu o influență majoră asupra societății, se duce o luptă uriașă pentru putere, pentru modernizare. Asta o să-mi explicați voi. Publicația G4 a prezentat o scrisoare a conducerii Bisericii Ortodoxe adresată înalt preasfințitului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului de la Constanța, îl știți doar. Scrisoarea este un răspuns al patriarhului la cererea lui Teodosie ca arhiepiscopia Tomisului să fie transformată în mitropolie, iar el personal să fie făcut mitropolit. Refuzul conducerii BOR este evident din această scrisoare. Pentru asta, conducerea bisericii prezintă o serie de argumente istorice și teologice care argumentează răspunsul negativ. Dar, după ce această parte este epuizată, scrisoarea se transformă într-un rechizitoriu al lui Teodosie, în care sunt înșirate punctual acuzații la adresa ambițiilor, comportamentului și moralei acestuia. O să vă prezint câteva. Conducerea BOR critică cererea lui Teodosie de a fi mitropolit și o consideră o ambiție personală. Citez: deși în mod frecvent arhiepiscopia Tomisului creează notă discordantă, sfidând recomandările și dispozițiile Patriarhiei Române, totuși solicită Patriarhiei ridicarea arhiepiscopiei la rangul de mitropolie. Închid citatul. Atitudinea înalt preasfințitului din timpul pandemiei este de asemenea criticată, fiind numită discordantă față de deciziile BOR, provocatoare față de societate și mai ales aducând, și iarăși citez, un duh de indisciplină și răzvrătire. Știți la fel de bine ca și mine ce s-a întâmplat în timpul pandemiei, mari procesiuni organizate, o dorință de a nu respecta legile de distanțare impuse și, desigur, un sprijin sau lipsa lui cu totul când privește vaccinarea. Continui. Sunt numite doctorate plagiate la școala doctorală, acceptarea unor profesori fără legătură cu disciplina, admiteri controversate la școala păstorită de Teodosie. Nu în ultimul rând sunt evidențiate abateri economice în conducerea arhiepiscopiei. Și iarăși citez: în arhiepiscopia Tomisului, normele statutare, cele regulamentare și hotărârile Sfântului Sinod sunt încălcate adesea, prin hirotonia unor teologi din alte parhii, fără ca aceștia să fi prezentat documente, admiterea unor candidați la doctorat cu note sub 8,5, primirea preoților și monarhilor din alte eparhii fără acordul hierarhului eparhiilor respective. Desigur, am închis citatul, desigur noi nu o să putem pătrunde în profunzime despre limitele acestui război, nu o să înțelegem exact dimensiunile. Știm însă că atitudinea unui înalt ierarh a provocat turbulențe în societatea românească, că gesturile sale au fost urmate de mii de oameni, refuzul de a folosi lingurințe de unică folosință, mai știți chestiunea asta. De asemenea, am văzut că societatea a putut să iasă mai slabă uneori din această chestiune. Și aici nu e vorba doar de respectarea restricțiilor, de vaccinarea pusă la îndoială sau de atitudinea... Știți și voi episodul de săptămânile trecute față de femei, atitudinea față de femei, o atitudine extrem de conservatoare și pe care înaltul a justificat-o prin scriptură. Vorbesc aici mai ales de un mod de a înțelege lumea, conservator, rigid și doar în conformitate cu litera, nu și cu spiritul legii. La asta se referă și scrisoarea patriarhului Daniel. Altfel, ce este important aici este că patriarhul pune un semn de întrebare chiar asupra respectării legii în instituția condusă de înalt preasfințitul Teodosie și numește aceste încălcări ca fiind plagiate, încadrări peste lege, neplată de bani, neplata unor facturi. Deci lucruri pe care le știe, le aude și despre care presa a scris,
de ceva vreme. Și este pentru prima dată din știința mea când un patriarh acuză și de lipsă de moralitate și de răzvrătire și de încălcarea legii pe un înalt ierarh aflat în subordinea sa. Ce facem noi ca societate în acest război? Cum ne uităm la această chestiune? Nu cumva lucrurile astea pe care le invocă prea fericitul Daniel se întâmplă și mai jos? Folosesc acest prilej, oameni buni, al dezbaterii de astăzi, ca să avem o viziune mai largă asupra ceea ce așteptați voi de la Biserica Ortodoxă din România și la preoții ei, la slujitorii cu care vă întâlniți zi de zi, pentru că, sigur, pentru noi, Daniel și Teodosie sunt două personaje foarte îndepărtate și cu care nu ne întâlnim toată ziua. Așadar, vă dau numărul de telefon, o să-l rostesc, după care vă spun întrebările și vă invit la dezbatere. 0372069599 este telefonul nostru. Îl repet pentru că e o temă delicată și sunt mulți oameni care vor vrea să vorbească întâia dată. 0372069599 și vă întreb așa: ce înțelegeți din această bătălie publică? Este pregătită BOR pentru modernizare? E vorba de aici de o luptă între modernizare și conservatorism? Și, în fine, poate ce e mai important pentru fiecare dintre noi, oameni buni, ce așteptați de la preotul de lângă voi și ce primiți în realitate? Aici o să fie o piatră de încercare. Să deschidem dezbaterea la România în direct. 0372069599. Darius, tu vorbești primul. Salutare! Alo, salut, Cătălin! Bine, bine ai venit! Bine, te-am găsit. În primul rând aș vrea să spun că tema, așa cum ai propus-o, este destul de complexă, așa cum ai spus și tu, și cele două personaje de care spuneai, în ghilimele personaje, Înaltea Sfințită Teodosie și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, sunt două personalități, până la urmă, și nu două personaje, aș putea spune. Pentru okay. că fiecare, în latura lui, reprezintă ceva. Fiecare, pe ramura lui, reprezintă un conducător. Mm-hmm. Desigur, pe un rang ierarhic, Înalt Preasfințită Teodosie trebuie să se supună Preafericitului Daniel. Spuneai de o modernizare a bisericii. Da, întrebam așa. Dom'le, e o luptă pentru putere sau e o luptă pentru modernizare? Nu cred că este aici o luptă pentru putere. Este o, dacă am putea spune așa, o ambiție a înaltului Teodosie de a ridica arhiepiscopia Tomisului la rang de mitropolie. De ce? Pentru că este în statutul Bisericii Ortodoxe Române acolo stipulat în legea bisericească, eparhiile cu o vechime de mai mare de 300 de ani sunt ridicate la rang de arhiepiscopie. Ea este ridicată la rang de arhiepiscopie la ora actuală, este arhiepiscopia Tomisului și nu este episcopie obișnuită, este arhiepiscopie, dar el își dorește mitropolie pentru că este cea mai veche, are 2000 de ani vechime. De la apostolul Andrei, care a venit pe teritoriul patriei noastre, în Dobrogea Străbună, și a adus creștinism, învățătura lui Hristos. Okay. Și de aceea el își dorește ridicarea arhiepiscopiei pe care o păstorește la rang de mitropolie. Patriarhul spune... Asta e o ambiție personală, adică și n-aș vrea să dau curs unei ambiții personale, să traducem acest mesaj pentru un om care încalcă legea, se răzvrătește, nu ne ajută în pandemie, ce să zic, e de acord cu plagiatul. Pandemia nu cred că n-a ajutat, că fiecare preot și ierarh a ajutat așa cum a putut și așa că s-au făcut publice acțiunile lor. Sunt ierarhi care au ajutat foarte mult în pandemie, dar nu s-au făcut publice acțiunile. Acum trebuie să fii de acord și cu mine când spun că gesturile înalt preasfințitului Teodosie au fost cele mai ostentative. Așa, uite, ai găsit tu cuvântul cel mai bun, ostentativ. Au fost uneori ostentative. Și la ce ne-a folosit nouă ca societate? Că noi aici lucrăm împreună, adică eu nu lucrez doar pentru mine, lucrez împreună cu voi, pentru noi toți, nu? Eu cred că înalt Sfințitul Teodosie s-a bazat foarte mult pe dragostea oamenilor. Este un ierarh foarte iubit. La el, în arhiepiscopia Tomisului, este un om și un ierarh foarte iubit. Și sunt convins că ceea ce a făcut a pornit de la acest sprijin care l-a avut din partea oamenilor. Dacă oamenii nu i-ar fi fost alături, ar fi făcut acele pelerinaje și acele slujbe, le-ar fi făcut singur. Oamenii n-ar fi fost lângă el dacă nu l-ar fi iubit. Orice șef și orice conducător al unei instituții, atât timp cât este iubit, este sprijinit, ajutat
și însoțit de subalterni și de oameni. Unii oameni. Cum? Ce părere ai de acuzațiile de nerespectare a legii pe care Patriarhul le formulează la adresa sa? Este posibil ca toate aceste lucruri să iese la suprafață acum, pentru că discuția, sunt convins că este mult mai veche, nu e de acum. Acum e și la suprafață, cu pandemia, cu fel și fel de probleme care au apărut. Când ai zis acolo că modernizarea Bisericii Ortodoxe Române, a mai fost o discuție acum vreo 12 ani, dacă nu mă înșel, atunci când în altul Bartolomeu la Cluj a solicitat ridicarea mitropoliei, arhiepiscopiei Clujului și Feleacului la rang de mitropolie și au ridicat-o la rang de mitropolie. Vadului, Feleacului, Clujului, Maramureșului și Sodmarului. Nu se compară ca și personalitate Bartolomeu cu Teodosie. Nimeni n-ar fi putut vreodată să se împotrivească în altului Bartolomeu, pe când acum lucrurile sunt mult mai ușor de rezolvat, mai ales când ies la suprafață. Recunosc. Și chestii, da, și chestii personale. Genul ăsta, cu neplata unor facturi și așa mai departe. Asta e între ei, acolo las că o să o rezolve. Mulțumesc tare mult, Darius. Pentru noi, profanii, noi nu înțelegem luptele astea. Evident că Darius face parte din mediul acesta și vede niște chestiuni. Noi, societatea, căutăm alte repere, iar unul dintre repere este tipul de comportament. Vine el așa ca o lumină și o alinare în această încercare grea pe care o trăim astăzi, comportamentul unui ierarh ca Teodosie. De asta vă și întrebam astăzi de la liderii comunității, liderii spirituale ai comunităților voastre, ce așteptări aveți, adică cum ar trebui ei să se poarte, mai curând ca Teodosie sau mai curând ca Daniel? Octavian, salutare, ești la România în direct. Salutări dumneavoastră și ascultătorilor. Ce a spus mai devreme, cred că este o chestie internă și este de mult între dumnealor, bănuiesc. De ce oftezi? Adică ce... Da, sunt mai multe chestii, neapărat că nu sunt de acord și cu domnul Daniel. Nu sunt atât de pregătit ca antevorbitorul meu în ce înseamnă biserica și așa mai departe, dar, nu știu, a devenit mai comercială de când a venit domnul Daniel. A devenit mai? Comercială. În ce sens? Foarte mai multe iconițe, cruciulițe, puneți în mașini, puneți acolo, puneți acolo. Nu erau până să vină domnul Daniel. Am înțeles. Uite, nu m-am gândit niciodată. Nu era biserica, da, comercială? Adică nu avea chestiunea asta până la venirea lui Daniel? Nu, erau foarte puține. Dintr-o dată, după ce a venit domnul Daniel, au apărut în fiecare biserică multe iconițe, multe cruciulițe, multe acele excursii. Haideți să mergem la colo, haideți să mergem colo. Asta înțeleg mai mult ca o critică, Octavian, nu? Adică asta ce să spui. Nu neapărat, eu n-am treabă nici cu. Sunt ortodox convins, crescut de mic cu biserica ortodoxă și voi merge în continuare. Nu, nu se pune problema, dar da, nu știu. Și cu plagiatul și ce spuneți dumneavoastră, este peste tot, și în armată, și în poliție, și... Da, sunt de acord cu tine. Știi de ce râd? Pentru că am expresia asta pe care o spun mereu. Domnule, biserica, presa sau alte instituții din statul român, la modul general vorbesc, nu pot fi mai bune. Nu pot fi mai bune decât societatea. Adică nu mă miră nici pe mine că sunt plagiate în biserică și că cineva le păstorește, nu. Deci va fi, tot timpul va fi. Adică, nu, e greu să încercăm să... Nu ești cam resemnat, adică, sincer vorbe, da, nu mai avem ce să facem. Uite că avem ce să facem din când în când. Nu neapărat că sunt resemnat. Noi sperăm să fie mult mai bine, dar iată că sunt niște certuri la nivel destul de înalt și unde nu ne așteptam, adică... Nu. Ei, crezi că nu ne așteptam? E prima dată când le vedem pe mine, asta mă miră, că le vedem public. Da. Octavian, îți doresc sănătate și spor la treabă. Gigi, salutare, ești la România în direct. Nu știu dacă ne auzim. Salutare, domnul Cătălin. Salutare, bine ai venit. Știi de unde am plecat astăzi? O excepțională, în sensul că n-am mai văzut niciodată, scrisoare care vine din interiorul Bisericii Ortodoxe cu o serie de acuzații la adresa unui înalt prelat și un refuz de ridicare la rang de mitropolie a Arhiepiscopiei Tomisului. Ce înțelegi din asta?
Da, ce să spun, e prima dată când intru la emisiunea la dumneavoastră în direct și pe această cale vreau să vă salut, să vă felicit pentru emisiunile pe care le faceți, că sunt, au un interes puternic și un impact puternic asupra societății, în care, așa cum spuneam, cum spuneați, toți ar trebui să lucrăm împreună, să contribuim ca să ne fie mai bine. Salut și ascultătorii care sunt pe frecvență la ora asta. Sper să nu pierd semnalul, am tras undeva pe dreapta și așa, sper să pot să-mi duc discuția la capăt, că mă gândeam că dacă merg foarte mult s-ar putea să pierd semnalul. După introducerea asta, Gigi, treci la subiect. Da, ce să spun, cred că este o spălare de rufe în cadrul marei familii a bisericii, pentru că la urma urmei biserica este o mare familie, la fel cum fiecare dintre noi are propria familie acasă, teoretic și la biserică ar trebui să fim o familie. Nu știu, nu sunt eu în măsură să judec, nu am competențele necesare, sunt un simplu credincios cu familie, care frecventează biserica, care merge, care avem o comunitate puternică aici la noi, unde merg eu, dar consider că atunci când ieși și faci acuzele pe care prea fericirea sa Daniel le-a făcut la adresa lui Teodosie, cred că trebuie să ai și argumente destul de puternice încât să vii și să speli efectiv rufele în mod public. Bănuiesc că poate a încercat să le spele și în mod individual, în particular, cum ar fi fost normal, înainte de a ieși să aduci acuzele respective. Bănuiesc că nu ai... are și niște probe, dar e de ajuns să deschizi un ziar, Gigi. Adică sunt destule publicații care s-au ocupat de lucrurile astea. Da, nu? Eu înțeleg că Teodosie a fost o figură cel puțin bizară și ciudată, mai ales pe anul acesta pe care l-am petrecut cu toții greu al pandemiei. Cred că omul așa înțeles să-și manifeste credința. Știți cum e? Credința ține de fiecare în parte. Eu manifest credința mergând la biserică, făcând o rugăciune cu băiețelul meu, cu băieții mei seara, înainte de culcare, dau un exemplu. Dumneavoastră poate aveți o altă manifestare a credinței. Zic și eu, că nu știu. Dar să vii și să... Cred că este mult noroi aruncat și nu cred că face bine imaginii bisericii, care și așa este puțin cam șifonată, în special datorită, să spun așa, exemplelor negative, care tot sunt mediatizate. În altul Teodos este negativ sau pozitiv? Ca exemplu, nu știu, nu știu ce să spun, dacă păi este negativ sau pozitiv. Te-am chemat la emisiune. L-am admirat pentru atitudinea lui în ceea ce privește poate credința și principiile de credință. Poate nu am fost de acord cu el că și-a manifestat-o într-un mod așa de public și pur și simplu a intrat, să spun așa, în contradicție cu alte principii. De-aia nu pot să spun dacă este un personaj pozitiv sau negativ. Cred că omul așa își trăiește credința. Mm-hmm. Părerea aici, mea. Știi cum e, Gigi? Patriarhul vine și pune o îndoială asupra modului în care se poartă. N-aș zice asupra credinței, dar purtarea cred că e strâns legată de chestiunea asta. Spune-mi altceva. Preotul din comunitatea ta pe care o numești puternică, o comunitate ortodoxă puternică, e mai apropiat în manifestări de Teodosie? Adică cu cine l-ai comparat? Cu Teodosie sau cu Patriarhul? Care e exemplu? Nu aș putea să-l compar cu niciunul, nici cu Teodosie, nici cu Patriarhul. Este un preot foarte echilibrat, este un preot care în această perioadă a fost alături de oameni, a încercat să facă voluntariat în condițiile în care statul, mai ales pe perioada aceea foarte grea de două luni de izolare totală, unde autoritățile statului și-au cam luat mâna față de bătrânii care poate nu aveau ce să-și pună pe masă, omul acesta a dus niște campanii puternice cu voluntariate, a asigurat masa oamenilor care de-abia așteptau să vină acel prânz. De-aia nu pot să-l compar. Este un om care muncește, care se implică, care face tot felul de activități cu tineretul, în sferă educațională, în sferă culturală, sferă filantropică. Cred că asta este imaginea și ceea ce ar trebui să arate Biserica Ortodoxă. Asta e foarte interesant. Fiți atenți. Asta vă provoc să-mi spuneți acum dacă ceea ce a spus Gigi este imaginea pe care o vedeți sau alta. Așadar, un ierarh despre care el spune, un preot despre care spune că este implicat în comunitate cu tot felul de activități,
A, și spune că ar trebui să fie imaginea. Și eu acum vă chem la 0372069599 să-mi spuneți dacă ceea ce a numit el este ceea ce vedeți și voi, sau poate vedeți altceva la preoți. Că până la urmă această dezbatere de la vârful bisericii se duce și coboară în jos. Câți, Gigi, mai este el? Mai avem? Da? Da, sigur, câți, sigur sunt. Câți preoți ca el știi de fapt? Să știți că categoria de preoți este destul de împărțită și eu vă spun cu sinceritate, am absolvit teologia, nu am profesat pentru că mi-am dat seama că menirea mea nu este de a fi preot, lucrez într-un alt domeniu care nu are nimic de a face cu ceea ce am terminat și cunosc foarte mult din substraturile bisericii ortodoxe, din, să spun așa, din colțișorul bisericii noastre ortodoxe. Și vă spun cu sinceritate, din păcate sunt puțini, pentru că cei care pun mâna efectiv, cei care își rup de la gură, cei care muncesc pentru semeni, sunt puțini. Trebuie să recunoaștem, asta este societatea. Societatea pe noi la actuală ne învață să-mi fie mie bine. Așa este. Vă dau un exemplu poate banal. Am 3 locuri, da, de parcare. Vin și mă pun ca nesimțitul pe lat. Nu mă mai interesează că după mine s-ar putea să mai vină 2-3 oameni care n-au unde să parcheze și mă întâlnesc foarte, foarte des cu această situație fiind agent de vânzări. Așa este. Într-adevăr, și nu atunci, numai când vine vorba de preoți este individualism, ci și când e vorba de societate, să spunem apăsat. Societatea în sine este individualism. Dar... Și atunci noi încercăm să ca preoții să ne fie repere, să ne fie exemple. Teoretic, așa ar și trebui. Fii atent, dacă spui că sunt repere sau ar trebui să fie repere și că ești din Breasla, adică mulți dintre preoți ți-au fost colegi și așa mai departe. Da, tu ce mulți simți? Dintre preoți. Tu ce simți? În rândurile lor, mai mare cădere are Patriarhul sau în al preasfințitul Teodosie? Mă puneți într-o situație de a da un răspuns, un fel de judecată. Mă puneți în situația să judec între Patriar și înaltul Teodosie. Întrebam cine e mai popular, nu să judeci între ei. Cine e mai popular între ei? Cine e mai popular, cred că mai aproape de oameni, cred, este părerea mea personală, cred că este înaltul Teodosie. Eu așa îl văd. Lăsând la o parte, sau cum să spun... Omul greșește, nimeni nu este fără de greșeală. Dar cred că mai aproape de oameni este înaltul Teodosie, pentru că a ieșit. A ieșit nu dând comunicate cum le-a făcut prea fericitul, ci a ieșit să-și manifeste credința. E un subiect larg să vorbim despre manifestarea credinței. Foarte interesant. Așa este. Nu-l judec pe om cum și-a manifestat credința. Dar el nu s-a limitat doar la a da comunicate. Bună observație, îți mulțumesc, Gigi, am învățat ceva, dar, într-adevăr, ieșirile Patriarhului sunt mai rare. N-ați uitat de episodul de după colectiv, când a fost o mare presiune a societății ca Patriarhul să fie văzut în stradă. Spre deosebire de Patriarh, înalt preasfințitul Teodosie, criticat astăzi de această scrisoare, este tot timpul în stradă. Chiar dacă face niște lucruri, nici cu gândul n-ai gândi, nu? Țineți minte evenimentele acelea în care se suia pe capelă sau, nu mai știu, chiar era la deobobătează, cred, da. Radu, salutare, mulțumesc pentru răbdare. Ce alegi din această bătălie unică până acum în istoria modernă a Bisericii Ortodoxe? Bună ziua, Cătălin. Salut și pe ascultătorii Europa FM. De la bun început ar trebui să spun că eu sunt un creștin ortodox din familie, prin tradiție și nu sunt practicant în adevăratul sens al cuvântului. Cu alte cuvinte, contactele mele cu biserica sunt relativ puține, legate de evenimente care se întâmplă mai ales în mediul rural. Deci, prin biserici din mediul rural, de câteva ori pe an am avut ocazia să am contact cu biserica. La întrebarea imaginea bisericii și ce așteptăm, care sunt așteptările noastre și ale mele, o să le exprim.
ar fi mai multă înclinare către aplicare către nevoile societății. Și ne uităm că Biserica Ortodoxă nu s-a implicat, cel puțin așa, asta e percepția mea, în campania de vaccinare, care ar fi fost o contribuție fantastică la eradicare, sau mă rog, la eradicarea pandemiei. Mm. Da, nu știu, cum te-ai fi așteptat să se implice? Pentru că eu aici văd niște nuanțe. Am văzut doar eschive. Am văzut intervenția ale purtătorului de cuvânt a Bisericii Ortodoxe, care a întrebat de ce biserica nu se implică, cum s-ar putea implica, ce ar trebui făcut. A dat niște explicații, cel puțin... foarte, foarte subțiri. De exemplu, spunea că nu a primit de la guvernanți două pagini pe care să scrie de ce vaccinul este bun și așa mai departe, pentru ca să le distribuie în teritoriu, la biserici, la preoți, la așa mai departe. Mi s-a părut că biserica se eschivează să se implice în această mare problemă a societății. Să știi că tot el, adică Vasile Bănescu, a spus în felul următor, că sau mai curând i-a criticat pe clericii care spun că vaccinul autentic este Sfânta Împărtășanie. Și el a spus la un moment dat la Digi24, când am auzit asta, comparația asta, m-am cutremurat. Nu pentru că Sfânta Împărtășanie nu ar fi lucrul cel mai sfânt din viața noastră a creștinilor, ci pentru că e comparat acest lucru cel mai sfânt, trupul și sângele lui Hristos, cu un vaccin. Da? Și ăsta e răspunsul pe care l-a dat antivacciniștilor și să știi că și el la un moment dat i-a răspuns lui Teodosie tot în această zonă, dând de înțeles că mai curând sprijină. E adevărat că poate nu cum vrei tu, adică tu te-ai fi așteptat ca el să iasă și să spună, domnule, și de acum ne vaccinăm, nu? M-aș fi așteptat ca preoții din biserici, din mediul rural, că acolo este de fapt problema și acolo probabil că ar fi avut impactul cel mai mare, un sprijin al bisericii, cel puțin din ce am auzit, e adevărat, contactele mele sunt puține, recunosc, nu ajunge acolo mesajul ăsta, nu se dă un exemplu. Nu se dau explicații de la nivelul de educație, de cultura unui preot, sau mă rog, la ce ne așteptăm. Mai degrabă, vaccinul este Sfânta Împărtășanie și uitați-l pe la Pfizer sau mai știu eu ce. Bun, vorbind despre imagine, m-aș fi așteptat. Unul dintre antevorbitori spunea despre faptul că faptele bune ale clericilor nu sunt văzute. Păi hai să fie văzute, aș vrea să fie văzute, îmi doresc foarte mult să fie văzute. Ceea ce vedem noi este că se cheltuie bani mulți cu Catedrala Mântuirii Neamului. Mi-ar fi plăcut, de exemplu, să aud de spitale. Bun, dacă statul român nu poate să gestioneze proiectul de construcție a unui spital, hai să Biserica Ortodoxă să se ocupe puțin, să preia o parte din nevoia asta mare a societății și atunci cât de bună ar fi imaginea. Poate Biserica Ortodoxă are de lucrat și la imagine, într-adevăr. Și aici ajungem la cealaltă întrebare. Modernitatea. Ne uităm puțin și să-mi fie scuzată comparația. Impresia mea este că aici avem o luptă între două ori. Mi-ar place să văd că preoții noștri nu se întrec în lungimea bărbii și în pietrele prețioase de pe mantiile scumpe și poartă pur și simplu niște haine mai simple, decente și se fac remarcați și se fac, cum să spun, iubiți prin fapte bune care sunt scoase la iveală. Da. Pe diferite canale, prin diferite metode. Asta ar fi așteptarea mea de la Biserica Ortodoxă Română. Și se vede mai rar. Mulțumesc tare mult, Radu. Biserica spune așa, că ea a construit 45 de centre medicale, există spitale și centre medicale ale Bisericii Ortodoxe. Adevărul e undeva la jumătate, așa, într-adevăr sunt construite unele de către biserică și poate mare măsură, doar
că banii în foarte multe situații utilizați pentru construirea diverselor edificii de ajutor social sunt bani care vin nu neapărat din sertarele bisericii, ci bani care vin tot prin intermediul instituțiilor de stat. Adică biserica a gestionat, cum să zic, bani publici. O să găsiți din acest punct de vedere câteva investigații de bună calitate într-o publicație care se numește Să fie Lumină. Alexandru, salutare! Ești la România în direct. Astăzi, conflict la vârful Bisericii Ortodoxe Române. Bine ai venit! Salut, Cătălin! Mă bucur să am din nou ocazia să discutăm. Da, eu m-am bucurat că a apărut scrisoarea asta astăzi. Chiar cred că era nevoie de o replică după atât de mult timp. Eu aș vrea, în schimb, mă rog, pentru că nu sunt parte, mă rog, credincios al Bisericii Ortodoxe, aș vrea să încerc o explicație mai mult socială a cum văd eu conflictul, așa zis, dintre cei doi ierarhi. Eu cred că, de fapt, în spatele celor două personaje se ascunde un conflict care este prezent și în societatea de ansamblu între două direcții de dezvoltare, dintre direcția spre vest și direcția spre est. Nu cred că are rost să spun care cine ce reprezintă. Adică Patriarhul Teodosie Daniel, estul, și Patriarhul Daniel orientare spre vest. Exact. Patriarhul Daniel este teologul cu studii în străinătate, în Occident mai exact. Este un om de o vedere mai ecumenică, să spunem. L-a primit în aceeași catedrală și pe Patriarhul Constantinopolului și pe Papa Francisc. Are o abordare mai tehnocrată, să spunem așa, în ceea ce înseamnă organizarea bisericii, pe când Teodosie încearcă să fie cavalerul care preia nu știu ce standard, sub care se luptă cu măsurile antiepidemice, cu cei care vor să închidă bisericile, să alunge credința din sufletele oamenilor, mă rog, toate ghilimelele sunt prezente. Tu care crezi că e drumul bun? Evident, drumul bun este cel al concordiei și al înțelegerii dintre toți creștinii, pentru că Teodosie a spus niște lucruri reprobabile și față de alți creștini. Nu cred că trebuie să le mai repetăm acum, cine l-a urmărit știe lucrurile astea. Are o serie de declarații care îți dau dureri de cap? Declarațiile, de exemplu, cele legate de alți creștini, în speță cei catolici sau ortodoxi, care au botezat, nu știu, un copil catolic, dintr-o familie. Exact. Asta e tot recent. Astea sunt niște lucruri pe care nu ți-ai dori să le auzi din partea niciunui episcop, oricum s-ar numi el, din punctul meu de vedere, și de orice confesiune, până la urmă. Și cine o să câștige bătălia asta, dacă tot ai numit-o așa? Eu cred și sper să o câștige direcția occidentală, direcția ecumenică, la fel ca și în societate. Da, pentru vezi. Că nu mi-aș dori ca, nu știu, la un moment dat, biserica, din care iar spun, nu fac parte, dar contează în viața socială, să aibă un leadership de genul lui Teodosie. Dar aș vrea să nu trecem foarte repede peste partea din scrisoare, în care Patriarhul spune că în 2003 a mai existat fix această discuție. Teodosie fusese numit în 2001 arhiepiscop la Constanța și în 2003 eu cer ridicarea la rangul de mitropolit. Așa, ce-ți spune ție chestia? Fix același lucru. Că? Deci, a existat o discuție la care Teodosie a fost parte, că era în Sfântul Sinod, s-a luat o decizie și totuși acum, după atât de mulți ani, el revine cu cererea asta. De ce? De vreme ce știa care o să fie răspunsul. Poate pentru a crea o nouă controversă. Asta încerci să-mi sugerezi în momentul acesta, nu? Eu cred că a încercat să se urce pe această discuție a pandemiei. A simțit că este momentul. Acum ori niciodată reușesc să fac și eu ceva, să promovez, sau trece trenul și... Și s-a dus. Îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Nu mai avem timp astăzi, din păcate.
mă uitam la această bătălie, încerc să o înțeleg și eu la fel ca și voi. Cred că lucrurile care s-au petrecut acolo au o magnitudine mult mai mare decât ceea pe care o simțim noi, pentru că altfel această scrisoare n-ar fi devenit publică. Este un răspuns de o duritate extraordinară. Nu știu cum cei doi ierarhi vor rezolva chestiunea asta, sau dacă într-o biserică sau într-o instituție trebuie să existe armonie deplină. Însă ce îmi rămâne mie clar astăzi din discuția cu voi este mai curând faptul că lumea vrea să vadă această armonie și vrea să vadă cât mai multe mesaje de bine, dar și un mod mai practic și poate uneori mai luminos de a aborda această chestiune a religiei și a spiritualității. Unul care să unească, nu să dividă, și să nu arate întâietatea cuiva sau a ceva. Cred că asta simte lumea în acest moment și, de asemenea, o nevoie mai mare de îndreptarea unor lucruri care nu sunt tocmai dintre cele mai plăcute. Dar pentru asta mai avem de luptat, poate nu secole, dar zeci de ani. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Vă doresc spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM. We'll be right back.